deschidem ședința ordinară a Consiliului Local din luna august 2017 și îl rog pe domnul președinte de ședință să dea citire la ordinea. În conformitate cu prevederile articolului 39, alineatul 4 și articolul 17, litera F din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificare și completările ulterioare și dispoziția numărul 424 din 20.07.2017 primarului orașului Dărmânești, județul Bacău, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Dărmânești, care va avea loc în ziua de 31.08.2017, orele 13. Punctul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.07.2017. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind alocarea bugetului pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor culturale-artistice dedicate evenimentului Zilele Orașului Dărmănești. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de audiențe acordat cetățenilor orașului Dărmănești, județul Bacău, de către consilierii locali. Punctul numărul 5. Transformarea unei funcții publice vacante din structura aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui reprezentant din partea OAT Dărmănești, județul Bacău, la adunarea generală a acționarilor al SC Crab S.A. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF obiectiv centru de zi pentru persoane vârste în orașul Dărmănești, județul Bacău. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredințare directă a unui teren din domeniul privat al UAP Dărmănești, în suprafață de 420 metri pătrați, situat în strada Valea Uzului, localitatea Dărmănești, județul Bacău. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Dărmănești. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea registrului local al spațiilor verzi din timpul din intravelanul orașului Dărmănești, județul Bacău. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea domeniului public al orașului Dărmănești, în sfârșit prin HCL numărul 22/1999 și aprobat prin HG numărul 1347/2001. Punctul 12. Diverse. Vă rog să supunem la vot aprobarea ordinei de zi. Cine este pentru, vă rog? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Nu sunt. Cu acceptul dumneavoastră, înainte de a intra pe ordinea de zi, aș dori să ascultați rapoartele de activitate sau o prezentare a activității directorilor de școli de pe raza orașului Dărmănești, așa cum am avut discuții în ședința din luna iulie. O rog pe doamna directora Sandra. Bună ziua, domnule primar, domnule viceprimar, doamnelor și domnilor consilieri, eu să vă rog să-mi permiteți să vă prezint câteva aspecte din activitatea Liceului Tehnologic în Dărmănești. Am pus aici un moto despre menirea școlii, menirea de bază a școlii, este de fapt de a deștepta, de a cultiva destoimicire intelectuale în inima copilului, trebuința de a învăța toată viața. Deci școala nu se termină atunci când se întâi oficial, ci există o educație permanentă și toți suntem obligați să învățăm toată viața. Cred că este firesc ca noi să dăm punctul de pornire și educația să continue pe patru subiecte, întregii vieți. Deci,
Deci, în școala noastră, formarea profesională este orientată pe următoarele direcții. Învățământul preșcolar, deci un program prelungit, program normal, învățământ primar, învățământ gimnazial, învățământ liceal, filieră teoretică, specializarea matematică, învățământ liceal, filieră tehnologică, cu două profile, profil tehnic, profil servicii. La profilul tehnic avem tehnician operator tehnică de calcul, tehnician proiectant CAD, tehnician de calcul pentru întreținere și reparații, iar pe servicii avem tehnician activități economice și tehnician în turism. Și de 3 ani avem din nou școala profesională, deci pe domeniul mecanic, respectiv mecanici auto, anul acesta, deci fiind anul în care a terminat prima promoție din această nouă forma învățământului profesional. Numărul de elevi pe cicluri de învățământ, deci 90, cifrele la care fac referință sunt din anul școlar 2016-2017. Deci preșcolar, 97 de preșcolari în 5 grupe, da? 2 de program prelungit, 3 de program normal, în ciclu primar 231 de elevi în 10 clase, în ciclu gimnazial 197 de elevi în 8 clase, la liceu 280 de elevi în 15 clase și 3 clase, deci câte una pe fiecare nivel din învățământul profesional. Am revenit aici la personalul didactic, personalul didactic al Liceului Tehnologic Gărmănești în acest an școlar a fost format din 38 de grade de cadre didactice în gradul 1, 10 cadre didactice în gradul 2, definitiv 10 cadre didactice, debutanți 7, în total 65. Menționez că 65 înseamnă persoane, nu neapărat norme. Sunt cadre care funcționează și la mai multe școli. Dintre aceștia, 42 sunt titulari, suplinitori 16, pensionat 7 cadre didactice. La nivelul lunii iunie 2017, la primar, 48,35% au obținut calificativul foarte bine. Menționez că aceste calificative, dacă le facem așa o corelare grosieră cu notele, cum eram noi obișnuiți, foarte bine înseamnă 9-10, deci bine 7-8, satisfăcător 5-6, dar și deci insuficient 3,84%. Acum aș vrea să menționez că prin lege la clasele pregătitoare nu se acordă calificative, la clasa 1 nu rămân repetenți chiar dacă au calificativul insuficient. Din considerente psihopedagogice. La nivel gimnazial, deci a obținut note între 9 și 10, 29,64%, între 8 și 8,99, 25,62%, între 7, 7,99, 15,07%, între 6, 6,99, 3,51%. Deci nu avem medii generale între 5-99. Corigeni sunt 16,0%, dar vă atrag atenția că această cifră era la nivelul iunie 2017. În aceste zile se desfășoară examenele de corigență și o parte dintre ei vor trece și vor mări procentele de promovabilitate. Situația ne încheia cu 7,53%, repetenți 2,51%. La liceu, deci între 9 și 10 avem 10,52%, între 8 și 9, zicem așa, 28,77%, între 7 și 8, 29,12%, între 6 și 7, 12,16%, între 5 și 6, 1%. La școala profesională au obținut medii între 8 și 9, 14,28%, între 7 și 8, 7%, între 6 și 7, 46%, între 5 și 6, 7%, corigenți 14%, cu situația încheiată 10%. Am făcut o analiză a
promovabilității în, în ultimii 5 ani, deci începând din anul 2011-2012 și în traficul alăturat se remarcă o creștere consistentă după anul 2012, la nivelul 2013-2014, deci, da, o scădere, însă acum suntem pe un trend ascendent. Cam aceeași situație este și la mediile peste 8. Deci, în momentul de față, suntem, să zic eu, într-un trend ascendent. Evaluările naționale care se susțin la nivelul unității noastre sunt evaluarea la finalul clasei 3 de tutoare, evaluare la clasa 2, evaluare la clasa 4, evaluare la clasa 6, evaluarea la clasa 8, bacalaureatul, examenul de certificare a competențelor profesionale nivel 3, adică la sfârșitul școlii profesionale și examenul la evaluarea națională am făcut o copie după rezultatele elevilor și am calculat media pe clasă, deci nu se vede foarte clar, ultima, deci media pe clasă este 6,86 și am calculat, deci undeva, eventual putem intra în Excel să o vedeți. Am făcut un grafic al distribuției mediilor. După părerea mea, această distribuție este o distribuție normală. Deci ea respectă într-o oarecare măsură curba lui Gauss. Observăm că maximul curbei este între 7,79, între 7 și 8. Cu, spunem noi, niște abate. Prin considerente statistice, știu că aceste abateri se analizează. Permiteți-mi să vă relatez cazurile particulare. Care este elevul cu media cea mai mică? Nu o să vă dau nume, dar acest elev este un elev care nici nu s-a născut în țară. Este un elev care până în clasa a 8-a a învățat în diverse școli din Uniunea Europeană, la noi în clasa 8-a. Deci, această medie, practic, nu este relevantă pentru, să zic eu, școala noastră. Sau picul acesta, deci vârful acesta, deci care se abate de la curbă, este un elev foarte timid. A avut 4,95. Deci el foarte ușor ar fi trebuit să treacă undeva pe un alt palier dacă emoțiile și felul lui emotiv nu deci nu s-ar fi manifestat cu acest prilej. O analiză a rezultatelor la evaluarea națională pe ultimii ani. Deci am luat ca referință 2011 pentru că practic 2011 a fost momentul adevărului când s-au instalat camere în toate un an deosebit de bun, zice că a fost anul 2014-2015, când am avut o generație de excepție, atât la școala la Șterbun 8, cât și la liceu. În fine, deci eu am făcut aici și o un procent al promovabilității. Am fost vitregiți cu ani în urmă, pentru că în 2011 mi s-a tăiat clasa de matematică informatică. A fost anul în care Ministerul a considerat că la liceele tehnologice nu trebuie să avem clase de teoretic, de filieră teoretică. Și în acel an nu am avut clasă de matematică informatică, iar ulterior, în anul următor, nu am putut noi să ne realizăm clasa de matematică informatică, dat fiind faptul că, știți, părinții și copiii erau în dubiu, oare este, oare nu este. Deci, din această analiză, ce să vă spun, la clasele de matematică informatică, de la filiera teoretică, din copiii cei mai
mai bun și cu care noi am avut tot timpul rezultate. Și de la filiera tehnologică, aici tot timpul sunt probleme. Odată o problemă este chiar bacalaureatul acesta care, la care participă copiii. Cu ani în urmă, ei susțineau o probă de bacalaureat la disciplina de profil. Ei, acum nu se mai întâmplă asta. De ce? Ei susțin a treia probă, care e, se zice că e disciplina specifică profilului, la o materie care o învață în clasa a 9-a, a 10-a și intra 11-a, întâmplă dificultăți. Deci, la profilul servicii, adică respectiv la tehnicianul activități economice și tehnicianul turism, rezultatele sunt ceva mai bune. Aici, cu obiectele acesta mai, să zicem, mai viu, sunt clasele de tehnic. La tehnic mai avem clasele de mecanică și clasele de electro, adică tehnician, operator, tehnică de cadru și partea cealaltă cu mecanica. Deci, în general, la mecanică, au mers copiii care, neavând școală profesională, se înscriau la liceu pe clasele de mecanică. Deci, practic, în acești ani în care noi nu am avut școală profesională, acești copii care ar fi fost de școală profesională mergeau la liceu tehnologic pe această filieră tehnică, profil mecanic. Și, deci, datorită acestui fapt, că noi la matematică informatică nu am mai avut clasă, avem în ultimii ani un trend descrescător. Odată, că procentul de promovabilitate se calculează la promoția curentă și nu pe total. Adică, elevii care au terminat, de exemplu, acum 6 ani, vin în Italia, de nu știu unde și dau examenul de bacalaureat. Ei vin, știu eu, la noroc, sau au venit și au copiat, sau unul chiar a fost eliminat din examen. Deci, și de altfel și ministerul așa calculează acest indicator la nivelul promoției curente. Deci, noi am avut în bacalaureat intrați 26 de elevi, care au promovat 13. Procentul este 50%. Tehnologic Făget, din 12 elevi care au participat la bacalaureat, au promovat 2. Liceul Tehnologic Onești. Deci au intrat 18 în bacalaureat, au ieșit, au promovat 8. Liceul Sascut. Din 27 care au intrat în bacalaureat, au promovat 13. Liceul Tehnologic de Chitoasa. Din 12 care au intrat în bacalaureat, au promovat 2. Liceul Faringea. Din 9 au promovat 2. Am trecut aici și Colegiul Tehnic Grigore Băcescu. Acum, deci ei au alt statut. Ei sunt colegiu, deci au învățământ liceal și tehnic profesional cu mult timp înaintea noastră și deci undeva sunt altă categorie. Deci, dar observați că și ei, deci procentul de promovabilitate este de 67,81%. În spatele acestor rezultate, chiar dacă ele nu sunt, să zicem, la nivelul liceelor de tot, nici nu avem pretenția. Deci s-au în spate foarte multe ore de pregătire. Deci săptămânal s-au făcut ore de pregătire la toate obiectele de examen. Am făcut un calcul aproximativ, 500 de ore ar fi numai în timpul anului școlar. Nu mai spun că la acestea se adaugă cele din vacanțe. Inclusiv acum în vacanța de vară. Problema este cea a participării copiilor. Participă sporadic la aceste ore și un dezinteres și din partea familiei. Am spus amintesc de ceva și despre olimpiade. Deci aici sunt doar câteva olimpiade la care am obținut rezultate. Deci, mențiune la faza județeană la limba română, mențiune la matematică la faza județeană. Am scris și numele copiilor, ca să-l puteți verifica. La religie, la educație tehnologică. Deci, astea sunt câteva exemple din acest an școlar. Vreau să spun că și în anii anteriori am avut olimpic la faza națională la chimie, olimpic la faza județeană la educație tehnologică, am avut olimpic la concursul național de meserii.
Și din acești copii care termină la școala noastră, o parte dintre ei continuă studiile la liceul tehnologic, vorbesc de copii din clasa 8-a, iar o parte pleacă la licee de top din județ și la licee vocațional. Deci avem copii care au plecat din școala noastră la liceul pedagogic, la colegiul Comănești, la Colegiul Național Ferdinand, la Colegiul Național Dumitrie Cantemir, la dintre absolvenții liceului nostru, mulți dintre ei sunt la facultăți apreciate din diverse centre universitare. Deci la Facultatea de Electronică și Telecomunicații din București, am dat un exemplu, la Universitatea de Medicină și Farmacie din București, la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, la Politehnica București, la Academia Forțelor Terestre, la Științe Economice, la Bacău, la Facultatea de Informatică din Iași, la Arhitectură, la Automatică și Calculatoare, deci la Transporturi, la Politehnică, la Facultatea de Silvicultură, la Facultatea de Medicină Veterinară, la școli post-liceale, la Facultatea de Informatică din Cluj, la Facultatea de Telecomunicații din Iași, la Facultatea de Drept. Pe urmă, la un elev din școala noastră care a făcut liceu militar, este acum student la West Point în SUA. Dintre absolvenții recenți, deci chiar din această promoție, la marketing, la Universitatea Transilvania, la Universitatea Transilvania de din Brașov. Deci aș vrea să spun că, de fapt, avem copii de toate felurile. Fiecare, deci fiind o școală de masă, avem copii care vin cu un bagaj care îl au de la, să zicem, de la Dumnezeu și din diverse familii cu diverse condiții materiale. Deci, unele familii sprijină copiii și acești copii reușesc în viață și sunt copii care, din păcate, sunt singuri, sunt copii care nu au acest sprijin din partea familiei. Deci, eu consider că școala noastră este o școală de masă și că avem atât rezultate, avem și rezultate bune și mai puțin bune. Eu am numerat o parte dintre ele. Acum aș vrea să spun câteva lucruri despre proiectele din școala noastră. Aici e vorba despre două proiecte din din ultimii doi ani anteriori. E vorba de un proiect ecologic, Viitorul Școlii este Verde, care a fost finanțat de MOL România, care a inclus atât activități extrașcolare, activități de educație ecologică, cât și amenajări în curtea școlii. Un alt proiect, zic eu, un proiect interesant, mai ales că noi suntem pe ne specializăm mai mult pe servicii, a fost proiectul Educație cu Profit, un proiect COSDRU, în care elevii au activat în 3 firme de exercițiu. Ei au beneficiat de activități de formare în valoare de 32.000 de lei și fiecare elev a primit un sprijin financiar, valoarea totală, am făcut un calcul estimativ, este de 20.000 de lei și am avut și dotări pentru școală, 3 calculatoare, un laptop, un videoproiector, mobilier, rechizite. La nivel local, probabil că aceste proiecte le mai cunoaște și dumneavoastră, am derulat proiecte în parteneriat cu diverse instituții. Aici am enumerat proiectele derulate în parteneriat cu primăria. Nu, noi, cu ocazia unor sărbători, 1 decembrie, cu noi suntem români, de Crăciun, de mărțișori, de Paști și așa mai departe. Cu Ocolul Silvic am avut parteneriate. Nu vreau să credeți că situația este pe roze. Sunt foarte multe probleme cu care ne confruntăm la nivelul școlii.
O problemă deosebită este absenteismul. Datorată mare parte faptului că sunt copii nesupravegheați, că avem familii dezorganizate, acești copii singuri sunt intră în anturaje nepotrivite, ei sunt foarte sensibili la diverse, la diversi prieteni, la, sunt foarte vulnerabili cu exodul în străinătate, pentru că pleacă familii întregi cu copii cu scăderea natalității. Un fenomen îngrijorător este faptul că populația școlară a scăzut din anul 2007 de la 1280 de elevi la 870 cât sunt în prezent. Referitor la motivație, deci în urmă cu 2 ani am avut 5 note de 10 la examenul de bacalaureat. Vreți să vă spun că sunt copiii care nu sunt la facultate dintre aceștia pentru că problemele lor sociale i-au făcut să nu urmeze o facultate sau pur și simplu să renunțe ca să-și caute un job. Cu ani în urmă am avut elev, deci care a terminat în urmă cu 6-7 ani și șef de promoție care nu și-a permis să urmeze o facultate. Referitor la fundamentarea planului de școlarizare, aș vrea să vă dau câteva, să vă prezint câteva aspecte. Cum facem planul de școlarizare? Fundamentarea planului de școlarizare și a cifrei de școlarizare se realizează pe baza unor criterii și de număr. Legislativ, economic, demografic, geografic, socioeconomic și criteriul relevanței. Deci există o metodologie de fundamentare a planului de școlarizare și a cifrei de școlarizare care se elaborează anual și se aprobă prin ordin de ministru. Vă dați seama că prima dată trebuie să respectăm criteriul legislativ. Ulterior, deci pentru a ține cont de relevanță și celelalte criterii, noi aplicăm chestionare la școlile din zonă, chestionare care vizează opțiunile elevilor. Pe baza acestor chestionare și pe baza acreditărilor pe care le avem, noi propunem o serie de profile, propunem din cele existente, propunem planul de școlarizare pentru anul următor, care este analizat ulterior la nivelul inspectoratului școlar. Inspectoratul școlar interpretează cifra de școlarizare. În ce privește partea de învățământ tehnic-profesional, există niște organisme specializate strict pe învățământul profesional, deci care țin cont de niște documente care se aprobă pe niveluri diferite. Deci de la nivelul de la țintele Uniunii Europene la cele naționale, apoi la cele regionale și ulterior locale. Deci noi nu putem propune clase în învățământul tehnic profesional fără aceste avize ale organismelor specializate pe învățământul tehnic profesional. Un aspect de care trebuie să ținem cont este, de fapt, asigurarea calității în învățământul preuniversitar. Asigurarea calității este reglementată, în primul rând, de Ordonanța de Urgență 75, care a fost aprobată de Legea 87 și stabilește directivele în acest sens. Liceul nostru este în acest program de asigurare a calității în învățământul profesional din 2006 și acum aș vrea să fac referire strictă. În anul 2008, strategia de dezvoltare a orașului prevedea dezvoltarea turismului. La această strategie știu că am fost o echipă care am furnizat date din diferite domenii, s-au făcut analize și s-a constatat atunci că un mod de dezvoltare a localității noastre este dezvoltarea turismului. Atunci ne-am propus ca la Liceul Tehnologic să
va obține, deci etapele sunt următoarele. Autorizarea provizorie. Autorizarea provizorie a fost în anul 2009, adică în 2008 am făcut solicitarea, am primit vizita inspecțiilor ARACIP care au analizat școala noastră, normele și standardele sunt prevăzute de hotărârea de guvern 21 din 2007, sunt mai multe domenii și subdomenii care sunt analizate, sunt vreo 30 și ceva de indicatori care sunt controlați și la fiecare indicator sunt mai mulți descriptori. Fiecare descriptor sau, să zicem, toți descriptorii sunt vreo 50-60. Mulțumesc, doamna director. Am cerut și am avut discuții de la ultima noastră întâlnire cu domnul director, domnul și doamne, vis-a-vis de acest model de prezentare. E raport, e dare de seamă, am încercat și am solicitat ca această prezentare să fie foarte transparentă și să scoată în evidență realitatea, așa cum percepem noi și cetățenii școala la Bermănești. Ați văzut că sunt prezentate lucruri pozitive, lucruri care cred eu că ar trebui îndreptate și am cerut ca să facem și acel comparativ cu școli din localitățile învecinate, în așa fel încât să ne putem foarte bine clarifica unde suntem. Suntem foarte jos, suntem la mijloc sau nu suntem. Cred că prezentarea doamnei director, deși a fost suficient a scos în evidență realitatea de la Liceul Tehnologic Bermănești. Sigur, a rugat-o pe doamna director să facă completările vis-a-vis de cum se ocupă aceste posturi în învățământ, pentru că noi am avut discuții în Consiliul Local, unii pro și alții contra, vis-a-vis de calitatea anumitor, eu știu, persoane care activează în învățământ. Și mi s-a reglementat și s-a prezentat foarte clar reglementările legale și dumneavoastră cred că le-ați înțeles și am solicitat să mi se prezinte și felul în care sunt acreditate anumite specialități în cadrul liceului, pentru că nu e chiar la îndemâna noastră să schimbăm de azi pe mâine acest, eu știu, profil. Rugămintea mea este ca să ascultăm și punctele de vedere a celorlalte doamne director, la care, la urmă, să, dacă aveți întrebări, să puneți întrebări. Ne-am lungit cam mult și, sigur, prezentarea doamnei director a fost completă și vine să răspundă și la anumite puncte de vedere pe care celelalte doamne, sigur, nu le vor mai prezenta. Aș vrea ca doamna director, două secunde să ne mai spuneți cum stați cu pregătirea pentru începerea noului an școlar și chiar foarte pe scurt să ne prezentați și vizita celor de la ISU legat de acele acreditări. Avem probleme, aveți probleme, nu aveți, începem anul, nu începem, cum stăm cu curățenia, dar foarte pe scurt, după care vă rog. Da, curățenia suntem aproape de final, sunt văruite toate clasele, mai avem în exterior câte ceva de făcut. Deci eu zic că putem de vara în bune condiții. Dezinfecția de disecția în vara vreau să o facem săptămâna viitoare, chiar înainte de începerea cursurilor. Referitor la vizita celor de la Inspectoratul pentru situații de urgență, suntem bucuroși, grădinița este autorizată, suntem una dintre puținele instituții care are ceva autorizat, pentru că, în general, toate școlile au probleme. La nivelul liceului avem de autorizat clădirea atelierelor și de îndeplinit câteva puncte de atât importante, refacerea instalațiilor de hidranți, montarea unor. Deci asta presupune și un efort bugetar pe care o să vă am cerut să ne precizez lucrul ăsta, pentru că în urma analizei și eu am discutat și cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență, rezultă niște măsuri acolo. Acele măsuri puse în practică înseamnă niște sume. Și deja am început să primesc adrese de la școlile de breaza Bermăneștiului cu acele sume. Și va trebui o ședință ulterioară să vedem, avem resurse bugetare, alocăm ceva și așa mai departe.
Mulțumesc, doamna director. O rog pe doamna vizibil. Da, vă rog. Doamna director de la școala trecută. Aș vrea să relatez și câteva lucruri despre, despre școala noastră. În școala gimnazială numărul 3 este cu personalitate juridică și are următoarele structuri. Școala gimnazială numărul 1 Dărmănești, care în totalitate sunt copii rom, grădinița numărul 3, grădinița numărul 1 bis. Spațiile în care se desfășoară activitatea școlară sunt situate astfel. La școala gimnazială numărul 3, care este situată în strada Tineretului numărul 1, are în componență corpul școlii gimnaziale numărul 3 cu 5 sale de clasă. Atașată este și grădinița numărul 3 cu o sală de clasă și o sală destinată centrului de documentare și informare a Alexandru Iancu. O sală de clasă se află în curtea școlii gimnaziale numărul 3. Toate spațiile au grupuri sanitare corespunzătoare, apă curentă, încălzire și încălzire centrală. Mai puțin, de fapt, cu mai multe probleme, este școala gimnazială numărul 1, care este situată în strada Valea Ultului. Ea este formată din trei corpuri, care au avut o destinație de locuință și transformată apoi în școală, cu 6 săli de clase și sunt încălzite cu sob. La țigară. La țigară, da. Este în comunitate. Acum să spun. În anul școlar 2016-2017, în spațiile școlii am învățat un număr de total de 371 de copii, structurați astfel. La școala gimnazială numărul 3, clasele 1-4, 42 de copii, iar la clasele 5-8-36. Școala gimnazială numărul 1, fără bis, acolo am făcut un mic special, la școala numărul 1 sunt 125 de elevi la clasele 1-4 și 64 la 5-8. La grădinița numărul preșcolarilor este la grădinița numărul 3-16, este doar o grupă de elevi combinate și la grădinița 1 bis, două grupe tot așa mixte, număr de 68 de preșcolari. Am vrut să specific că la școala noastră este o situație aparte, pentru că populația școlară este formată atât din român cât și din rom, de etnie romă. Și am scos în evidență acest lucru. La școala gimnazială numărul 3, la clasele numărul 4, avem 35 de români și 7 de etnie romă. La 5-8, 25 români și 31 de etnie romă. La școala gimnazială numărul 1, toți copiii sunt de etnie romă, atât la clasele primare, cât și la clasele gimnaziale. La grădinița numărul 3, spuneam că este doar o grupă combinată, formată din 17 preșcolari. Avem 16 cadre didactice titulare, 8 cu statut de suplinitor calificat, un cadru suplinitor necalificat, în special pe limba română, 7 pensionari, două cadre didactice personal didactic auxiliar și două cadre didactice personal didactic asociat. În anul școlar trecut, grădinița a fost deservită de 3 educatoare, din care două titulare și una a avut statutul de pensionar. Învățământul primar, 6 învățători calificat și 3 învățătoare pensionare. Dacă doriți și numele, vi pot spune. De menționat faptul că din cele 36 de cadre didactice, 29 domicilii sunt în Dărmănești, acestea făcând naveta zilnic. Deci, atât de 36, 22 fac navete. Aș vrea totuși să punctez și câteva atuuri ale școlii noastre, mai puțin evidențiate, dar aș vrea să menționez că la școala numărul 3, unde sunt copii români, au participat și la concursuri, la concursuri sportive, de șah, alegi din toate clasele, la competiții sportive,
la Olimpiada Județeană de Română, deci a fost un elev care a obținut 87 de puncte. De asemenea, am fost antrenat și în activități extrașcolare, cum ar fi de ziua romilor, 1 decembrie, târgul de Crăciun, toate acestea nu vreau să vă mai rețin. Sunt activități minore, desfășurate cu copiii pe care îi avem și care au și ei rezultate în limita posibilităților. De asemenea, am avut parteneriate cu Primăria Orașului Dămâne, Poliția Orașului Dămâne, Dispensarul Medical. La școala gimnazială numărul 3, între 5 și 6, un elev, am avut între aceste medii un elev, între 6-6-99-6 elevi, între 7-7-99-2 elevi, între 8-9-2, între 9-10-3 elevi. Aș vrea să fac o comparație pentru a menționa faptul că, dacă observăm, la simulare au fost înscriși 30 de elevi și prezenți 20. Apoi, la concursul de evaluare care a avut loc în luna iunie, au fost mai puțin, au fost înscriși 30, au vrut să se înscrie, dar au participat 17 și 13 elevi. Rezultatele, după cum vedeți, sunt destul de slabe. Având la simulare la limba română 14 elevi între 1 și 1,99 și aș vrea să mă justific un fel de ce acești elevi au aceste note foarte mici. Pentru că, mai târziu am să spun aceste cauze, copiii acestea sunt majoritar de etnie romă, vin dintr-un mediu familial în care se vorbește doar limba română, nu vin la grădiniță, nu sunt înscriși la grădiniță, vin abia la 7-8 ani și sunt greu de inițiat. Vreau să menționez că aceste rezultate au în spate o muncă a cadrelor didactice care și-au dat interesul să desfășoare și să spun de pregătire. În fiecare zi de marți și vineri au făcut pregătirea suplimentară cu elevii, prezența fiind foarte redusă, vă spuneam și cauzele. Mulți părinți nu au colaborat și nici nu-i cunoaște, nici nu vin la școală, nu-i cunoaște. De aceea, noi am căutat toate metodele. De exemplu, eu personal, în anii anteriori, trimiteam înștiințări acasă, unde reveneau acele înștiințări, lipsă domiciliu sau negăzire la domiciliu. Fiind o populație majoritară romă, știm cu toții că în Dărmânești, tradițiile rome sunt pe primul loc și fetele, încă din clasa a 5-a, sunt pregătite pentru măritiș. Mai întâmpinam un alt, o altă problemă. Încercăm să completăm numărul elevilor de la școala numărul 3 cu copii mai pregătiți, copiii romi de la școala numărul 1. Dar nu li se permit fetelor, nu li se permit fetelor să vină la școala numărul 3, deci să iasă din comunitatea lor. Și dacă vin în clasele primare, clasa aceștia nu mai vin la școală pentru că ele deja sunt mai tari. De aceea, în general, completăm numărul clasă cu numărul copiilor în clasele de la școala gimnazială numărul 3 cu băieții. Vă spuneam de tradiții. Tradiția romilor este și de a migra. Faptul că sunt foarte multe absențe, că au un regim special, se știe și la inspectorat, ei, neavând niciun venit, obișnuiesc să migreze în perioada aceasta mai-octombrie. De aici rezultatele foarte slabe, pentru că absenteismul nu ne permite să avem performanțe cu ei. De asemenea, în anii anteriori am avut un mediator școlar care încerca să ne fie de folos mergând la domiciliu, cunoscând limba și să-i aducă pe copii la școală. Dar, din păcate, acum se cere ca acest mediator să aibă studii liceale și să cunoască limba romanii. În zonă nu există și atunci acest post nu mai este. Ajută pe ei să obțină
ajutor social, știți, ci se eliberează adeverință cu numărul absențelor pentru a obține ajutor social sau alocația complementară, având și un număr foarte mare de copii. De aceea, ei au obișnuit să meargă la medic și vin cu aceste scutiri care le motivează absențele. Nu știu cât sunt de reale, dar noi nu putem să nu motivăm absențe. Numărul mare de absențe există și de datorită faptului că părinții vin la școală. Deci, noi nu-i vedem pe părinți decât atunci când doresc adeverință de elev cu numărul absențelor și, bineînțeles, cu amenințări pentru a trece un număr mai mic, că nu este posibil ca ei să nu primească ajutor social sau alocație complementară, cu toate că n-au fost copii la școală. Cred că și sunteți la curent cu faptul că nu avem un gard în jurul școlii pentru că l-au furat, l-au distrus, s-a refăcut. Eu personal în anul trecut am schimbat de 3 ori geamurile pentru că lovesc pietre. Deci, acum mai nou sunt camere de supraveghere și este un lucru pozitiv pentru că se pare că daunele sunt mai mici. De asemenea, nu au certificate de naștere sau sunt născuți unde migrează ei prin Bistrița și vin foarte târziu la școală pentru a înscrie și li se permite să treacă peste grădiniță, ceea ce nu se poate ca ei nu cunoscă toate limba română, ne participă la grădiniță, să aibă performanță clasă în 4 sau 5 ori. Deci asta, nu că aș vrea o justificare, dar să vă arăt condițiile în care se lucrează la școală. La inspectorat, aveam un inspector al românilor și s-a încercat, cu ani în urmă, din ce mi-am amintesc eu anul trecut nu, dar cu ani în urmă s-au desfășurat și programe care se vină în ajutorul lor, cum a fost școala după școală, unde li s-a dat chiar și hrană, bani, curse, dar ei au speculat acest lucru și veneau mai mult fără să dea interesul la învățătură. Deci, uneori eram frustrați pentru faptul că copiii noștri români provenit din medii defavorizate nu au beneficiat de acest program. A doua șansă a fost în anii anterior la fel, pentru cei care nu au terminat clasa 8 sau 8 clase și li se oferea o șansă să revină la școală. Nu am reușit să formăm nici măcar o grupă pentru aceasta. Noi ne-am propus și încercăm, nu numai acum, ci și în decursul anilor anterior, o colaborare permanentă cu familia, măcar cei care sunt dornici ca copilul lui să aibă o educație. Am avut în fața un raport destul de ancorat în realitățile școlii numărul 3 și școlii 1. Sunt probleme mult mai mari. Doamna Greu a fost elegantă și a prezentat o parte din aceste probleme. Sigur că sunt probleme care țin de educație, de specificul zonei, de faptul că, așa cum a precizat și dumneavoastră, sunt amenințări dese, de multe ori, la adresa cadrelor didactice. Noi avem, să zic așa, în atenție acea zonă. Am montat și acele camere video, mai multe camere video. Se pare că acest model al camerelor video începe să dea rezultat, pentru că poliția monitorizează permanent acea zonă prin dispeceratul pe care îl avem noi. Și sunt mult mai ușor de identificat cei care, așa cum spunea dumneavoastră, aruncă cu bolovani, sparg geamul și așa mai departe. Vă rog pe doamna director de la școala Procu să ne prezinte, dacă eu știu un pic mai... Eu o să fiu foarte scurtă și rapidă, poate că nu am avut timp să-mi pregătesc pe un stick, tot așa are de fugă. La școala gimnazială Procu de Mănești, în anul școlar 2016-2017, au funcționat un număr de 22 cadre, dintre care 15 cadre titulare și 7 cadre calificate prin suplimire, pentru suplimire. Conform planului de școlarizare pe anul 2016-2017, la școala Procu a funcționat un număr de 231 de elevi, structura pe clase, astfel,
preșcolare au fost 4 grupe, dintre care 2 la școala Plopu, una la școala Lapo și una la grădinița Păgubeni. Învățământul primar este compus din 5 clase, 3 clase la școala Plopu și 2 clase la școala Lapoș. Învățământul gimnazial, 6 clase, 4 clase la școala Plopu și 2 clase la școala gimnazială Lapoș. Aș vrea să specific aici, pentru mine, rezultatele la evaluarea națională, au fost destul de acceptabile, având în vedere că promovabilitatea a fost de 100%, făcându-se media dintre limba română și matematică. Și aș vrea să vă prezint pe scurt, la evaluarea națională au fost înscriși un număr de 16 elevi, un elev fiind absent din motive medicale. La limba română, din cei 15 elevi, 15 au numărul de peste 5, iar procentul de promovabilitate este de 100%. La matematică, din cei 15 elevi prezenți, 11 au un nou de peste 5, iar procentul este de 71,4%. Mediile finale, după cum am și spus, au procent de 100%. Menționez că pe parcursul acestui an școlar a existat un grafic de pregătire suplimentară la toate disciplinele, având în vedere că au fost evaluările la clasele 2, 4 și 6, fiind un grafic și acesta a fost respectat cu succes. S-au organizat și ședințe cu părinții la elevii de clasa 8-a, în cadrul cărora li s-au adus la cunoștință și prezența elevilor pentru pregătirea suplimentară, deoarece programul fiind de la 8 la ora 14, de la 14 la 15 aveau 8 de ore de pregătire în care elevii nu mai stăteau. Mai rămâneau 3, 4, 5, foarte puțin. Și aș vrea să spun că de asta am și spus că mediile pentru mine sunt destul, se putea și mai bine, nu spun nu, dar dezinteresul părinților pentru a participa la ședințele cu părinții, la pregătirea suplimentară și de a avea o colaborare mai strânsă cu noi, ar fi mult mai bine din partea mea să fie acest lucru. Altceva vă mulțumesc, le mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat și pentru timpul acordat. Din partea școlii 2, doamna Cetă, vă rog. Împreună construim, învățăm, inovăm, păstrăm tradițiile. Suntem o școală deschisă pentru comunitate. Pregătim viitori absolvenți pentru integrarea într-o societate în schimbare. La începutul anului școlar, în clasa noastră, au fost înscriși 177 de elevi la ciclu primar, formându-se 9 clase, și 144 de elevi la ciclu gimnazial, totalizează 7 clase. M-am referit la ciclu primar și gimnazial, pentru că aici avem și rezultatele statistice ulterioare. Conform normelor, personalul didactic reprezintă 78%, personalul didactic auxiliar 9,75% și personalul nedidactic 12,25%. Am avut în anul școlar 2016-2017 și acum 28 cadre didactice titulare, care a reprezentat 90% din numărul cadrelor didactice. Acest numărul a fost de 33 de cadre. Avem 17 cadre didactice cu gradul didactic 1, 4 cu gradul didactic 2, 7 cu definitivat. Deci nu mai avem cadre didactice titulare fără grade. Avem 4 cadre expert în management educațional cu atestate liberate de ISJ Bacău, 3 cadre cu calitate de metodist ISJ Bacău și 2 cadre cu studii de masterat. Personalul didactic participă anual la cursuri și programe de perfecționare continuă organizate de ISJ, ISJ Bacău, CCD Bacău și alte instituții abilitate. Rezultatele finale la clasele 1-4, suficient, adică cu medii între 5 și 6,99
4,28%, cu bine medii între 7 și 8,99, 30%, și cu foarte bine 45,72%. La clasele 5-8, cumulat, rezultate între 5 și 6,99, 13,47%, rezultate între 7 și 8,99, 46,10%, rezultate între 9 și 10, 40,43%. Evaluarea națională, cum au specificat și colegele mele, la clasele a doua, a patra și a șasea s-au făcut ore de pregătire suplimentară și s-au aplicat teste model la toate disciplinele de examen. Aici am un grafic cu învățătorii de la clasele a doua, a doua, a doua B, a patra, a șasea, care au realizat ore de pregătire suplimentară. Rezultatele au fost bune și foarte bune. Aici am scanat indicatorii de la clasele a patra. Nu se poate face un procent, pentru că la fiecare item, cum colegele mele știu, se dă un cod cu răspunsuri corecte, parțial corecte. La clasa 8-a, elevii au beneficiat permanent de ore gratuite de pregătire suplimentară, monitorizarea frecvenței fiind înregistrată în graficile de prezență. La clasa 8-a au promovat 22 de elevi. Toți și-au manifestat dorința de a se înscrie la evaluarea națională. Procentul mediilor peste 5 este 68,18, în timp ce la nivelul județului Bacău este 76,7 sau 9, am greșit, 7, așa. Deci, am făcut o comparație între o școală din Moinești și un colegiu din Onești. Nu am dat nume pentru că nu am cerut clasificare pe medii peste 5 la evaluare națională 2017 la clasa 8, între 5 și 6,99, 6,40%, între 7 și 8,99, 6,40%, între 9 și 10,20%. O analiză comparativă, în ultimii 2 ani școlar, în anul școlar 2015-2016 am avut 56,41% probabilitate, iar în anul acesta am avut 68,18%. Se constată o creștere a procentului cu 11,77%. Aici am listat notele din 2015 și 2016 și 2017, sunt scanate. Da, cum se vede, dar sunt așa. Am dorit să scot în evidență rezultatele ulterioare ale absolvenților clasei a 8-a de la școala noastră. Nu am dat nume, am evidențiat din promoția 2015, la finalul clasei a 9-a, o elevă scrisă la Colegiul Tehnic din Predica Comunești a obținut premiul întâi. Și alții, așa, dat dumneavoastră nume și sunt și alții cu fruntaș. Iar în promoția 2016, la cea mai bună clasă de matematică info de la Colegiul Tehnic din Predica, primii trei elevi, la cea mai bună clasă, sunt elevii școlii gimnaziale numărul 2, Dărmănești. Situația aia va fi perpetuă de vreo 10-15 ani. Iar două elevi de la 9 ce ne-au transmis sau medii peste 9. De asemenea, am ținut să evidențiez rezultatele la olimpiadele școlare și în special cele județene. Ne facem la foarte multe concursuri naționale. Aceste județene sunt foarte importante. Olimpiada de limba și literatura română, etapa județeană, mențiune Hamlanu la Vinea din clasa 5-a, peste 90 de puncte, Manuala din clasa 8-a. Olimpiada disciplinelor ordinare a curriculare tehnologii, etapa județeană cu 4 martie, mențiune 90 de puncte Crăciun Ionuț Cristian de la clasa 5-a. De asemenea, concursuri interdisciplinare. M-am referit strict la anul școlar acesta și cel anterior. Premiul al doilea, elevii Nicoi Ștefania, Hangarul la Vinea, Crăciun Cristian și alte 3 mențiuni. Am avut elevi care au frecventat clubul de excelență din Comănești. Și a finalizat cu premiul al doilea la Roman Ștefania, de la clasa 3. Sperăm într-o redresare a imaginii școlii românești, în general, și a imaginii școlii românești, special. O reconsiderare a
statutului cadrului didactic și acordarea ajutorului în continuare. Deci, mulțumim frumos. Pe scurt, așa, am avut o radiografie, să zic, a activității școlilor din Rămânești. Dacă considerați util a pune întrebări, informat foarte scurt, după care se invadă. Domnul Balaș, voi adresați întrebarea. Domnul Balaș, dacă vedeți cum mediu și lung, se ține cont de ceea ce cere piața muncii în Rămânești și, în general, în România, pentru că se schimbă totul rapid și că e numai un anumit eșantion de specialiști. Da. Deci, noi elaborăm un document strategic care se numește Planul de Acțiune al Școlii. În momentul de față este elaborat pentru perioada 2015-2020, dar el este revizuit în fiecare an. Deci, după cum v-am spus, în elaborarea acestor documente și în fundamentarea planului de școlarizare există niște organisme specializate, deci care țin cont de planul regional de dezvoltare pentru învățământ și planul local de, pentru învățământul profesional și tehnic. Și ce am cu întrebare, observăm că la școala Buiștea, datorită faptului că sunt cadre titulare pe post, vedem mediile care s-au luat și numărul de copii care au promovat. Și ne dăm seama că majoritatea sunt și dărmăneșteni și sunt legați de școală, pe când la Brătulești, din 36 de cadre, 20 sunt de altă, 16 titulare și 20 de altă factură. Deci, având cadre titulare, observăm altceva. Știm că sunt și români acolo, îi dăm deoparte pe ei, dar chiar contează cel care învață pe copii. Asta o să fie. Nu să-i dăm deoparte. E și motivația cea mai ușoară. Ăia sunt țigani și de asta nu putem. Nu. Culoarea pielii nu trebuie să fie o diferență. N-am zis de culoarea pielii, am zis de notele. Deci notele și ceea ce se întâmplă acolo. Nu m-am referit la culoarea pielii. M-am referit la ceea ce realizează. Începem să diferențăm că aia sunt țigani, că aia sunt țigani. Da. Dacă mai aveți întrebări, vă rog, doamna profesoară. Mulțumesc din suflet, doamnelor directoare. Eu nu prea am aflat noutăți, pe toate le știam. Știu că ele lucrează foarte, foarte bine. Sunt aplicate asupra învățământului dărmăneștean. Drept dovadă că elevii noștri fac cinste liceilor de unde se duc, unde continuă studiile. Deci eu știu că învățământul se muncește foarte mult. Știu că este loc de mai bine. Dar pentru activitatea desfășurată, pentru absolut tot ce fac ieri pentru învățământul dărmănețean, le felicit, le doresc mult succes și mult succes în noua școlară. Mulțumesc. Și eu, vă rog, domnul. Mulțumesc, doamna directoare, prezentarea care a făcut, dar aici are o influență foarte mare și părinții. Domnul profesor, când ajung la ori, trebuie să ducă să aducă ei elevii la ori ca să prezinte. Dar oare părință, nu se poate implica și ei? Nici la ședință, prin telefon, sunt anunțați părinții să prezint la școală, să vadă câte absente are, cum evoluează la școală elevul respectiv, depinde și din părinți. Profesorii își fac la părere, așa zic. Mulțumesc, domnul Roman. Da. Fiind dispusă o analiză a activității școlilor de pe raza orașului, e bine, trebuie aprins în ordinea de zi a ședințelor și zic că să putem profita de prezența televiziunilor la aceste ședințe. Aceste analize pe care noi, eu cel puțin acum, aflu la școala Brătulești, sunt probleme deosebit de grave, care trag înapoi tot clasamentul orașului Dărmănești și tot școli. Aici se ridică probleme deosebite. Aceste ședințe care se fac în parteneriat cu Poliția Locală, Poliția Națională, cu celelalte instituții, prin primărie și asistent social, să fie televizat, să luăm fiecare cazuri concrete și să reprezentăm, să vadă atitudinea cetățenii că ne implicăm cu toții în integrarea acestor cetățeni de etnie romă.
într-adevăr, ei vor crea de aici încolo multe probleme pentru cetățeni, pentru Dărmănești. Dacă nu putem să integrăm, vorba lui domnului, putem elimina. Dar nici că m-am uitat lunar, noi aprobăm o sumă de 10 de milioane bani pentru deplasarea cadrelor. Numai la Brătulești sunt 22 de cadre navetiste, care noi lunar dăm 10 de milioane pentru deplasarea, oarece eficiență au, dar iar nu putem cere eficiență pentru că n-ai materia primă din copii. Deci aceste analize, cel puțin cu școala Brătulești, să fie televizate, fiecare din consilieri care avem exemple să le publicăm, să putem lua poziție și noi și cetățenii față de părinții care nu și-a dus copiii la școală, nu-i lasă și fac diferențiere. Nu se potrivește lozinca de la școala Boiștea, de exemplu, care zice, suntem o familie și păstrăm tradițiile. Asta nu se mai păstrează la Brătulești, nu sunt. Ce tradiții se păstrează? Nu le-și fetele la școală până la 14 ani, să le măriți de la 12 ani, nu se mai păstrăm tradiția. Deci, eu zic că aceste analize sunt bune. E prima analiză de acest gen la care particip în Consiliu. Sunt bune, făcute detailat. Fiecare consilier să vină cu exemple, că avem fiecare exemple în zona noastră cu ce se întâmplă cu copiii care abandonează școala, care nu se integrează, și cu profesori care nu-și fac datoria corespunzător, pentru că, într-adevăr, noi aprobăm aici și să știe cetățeanul că se aprobă bani pentru aceste cadre care sunt navetiste. Mulți bani din economia Dărmăneștiului se duc pe aceste activități din bugetul local. Dar, pe ansamblu, eu zic, dacă cadrele didactice, directorii de școli, sunt mulțumiți cu rezultatele care le-au obținut, de aici se poate pleca mai departe pentru a face performanță. Mulțumesc, domnule consilier. Vreau să fac precizarea că aceste rapoarte de activitate vor fi publicate pe site-ul primării ei, da? Deci fiecare cetățean, inclusiv dumneavoastră, puteți să le accesați, să le vedeți în detaliu, să le citiți. Și sigur că, eu știu, o parte dintre dumneavoastră faceți, eu știu, parte din Consiliul de Administrație a unor școli. Și prezența noastră acolo e un plus, problemele care sunt aduse la cunoștință, le aduceți în Consiliul Local. Cred că vom propune și noi un plan de măsuri pentru perioada următoare, pentru, eu știu, creșterea nivelului și calității în învățământul termăneștean. Găsim de comun acord soluții, în așa fel încât la final sau la următoarea, eu știu, analiză pe care o vom face la 6 luni sau la sfârșitul anului 2018, să constatăm că acele propuneri ale noastre au adus un plus. Domnul Nescu, vă rog. Da, din prezentarea doamnei Vizitu, am înțeles că acești copii rom participă la diferitele activități școlare doar dacă sunt stimulați într-un fel sau altul. Întrebarea mea, cât o să mai continuăm cu această practică, domnule primar? La cei mari ne dăm ajutor social, la ăștia mici nu dăm o șpagă ca să ce? Chiar nu înțeleg chestia asta. Vreau să spun că doamna Vizitu, pentru că știu că este de foarte mulți ani reacționată în destinul acestei școli. Cu câți copii, sau dacă măcar unul din acești copii care a trecut prin școală, mă refer la copii rom, vă puteți mândri cu el. Unul singur. Da, ia uite, doamna, deci sunt și copii rom care merg la liceu. Sunt copii rom care sunt absolvenți școlii noastre și continuă studiile la liceu. Sunt puțini, nu pot să-ți dau un procent, dar totuși este o realizare, zic eu, că au reușit să treacă de ce să treacă. Deci eu vă confortimesc pentru astea cadre didactice din toate cele patru școli. Dar așa cum a spus domnul Dacănescu, și ei sunt sufletești și noi suntem mulțumiți dacă reușim să învățăm să vorbească, să se comporte civilizat, să, din punct de vedere a higienii, să cunoască noțiunile elementare, este o mare realizare. Dar nu li se pare că facem cam multe pentru acești rom și cadru ține de copii sărmani, nu? Da, copii și ei. Și din fericire, din păcate, suntem înconjurați de ei. Crește numărul copiilor în zonă este creștere. Cam degeaba, cu rezultate zero. Și de cei copii care au ajuns la liceu au urmat cursurile în cadrul școlii numărul 1 din așa? Da. Deci e o diferență. Păi, dar acei copii de la 1-4, deci noi am completat pentru că aveam un deficit de număr de elevi la școala 3 și încercăm să îi selectăm pentru a putea lucra cu ei la un nivel mai înalt.
După părerea mea, cei părinți care chiar vor să facă ceva din copilul lor, îl dau direct la școala dumneavoastră acolo, da, la numărul Abis. Care, care chiar vor să scoate un copil. Mulțumesc, mai sunt întrebări? Da, mi-a vrut să fac o completare la Adriana. Consilier și mai ales la bunii director. Pentru că eu zic că sunt măsura greșilor, pentru că au statistică. Într-adevăr, toată lumea are niște drepturi, sunt foarte de acord cu aceste drepturi, sunt copii, dar vedeți perpetuăm noi această mentalitate a lor. Legea le permite niște chestii. Ca și la copii, și la adulți se pliază cu legea 416. Chiar dacă un medic de familie eliberează acele hârtiuțe și ne-a doamnele învățătoare, profesoare, directoare, au acea statistică, acel copil vine de 3 ori pe lună la școală și aduce hârtiuța de scutire. Stă măsura primăriei pentru că aceste ajutoare pleacă de aici, în primul rând, să ceară o statistică, merge la medicul respectiv, se discută cu medicii de familie și se cere contraexpertiză medicală. Venită... Pentru că nu mi se pare normal. Copilul se poate educa foarte frumos, mă refer la toți copii. Nu numai mie român sau că și românii fac la fel. Da. Și asta, măsura noastră a Consiliului, pe viitor, dumneavoastră se inițiază un proiect, să discutați cu medicii de familie, cu medicii care știți că vin foarte multe adeverințe la adulți și la copii din afara orașului nostru. Deci, cu siguranță, am făcut acest lucru, am solicitat scris unor medici, medici nu neapărat din Dărmănești, da, care am observat noi că incidența acestor scutiri era destul de mare. Și nu numai la copii, ci și la adulți. Și pe undeva, cred că acești doctori, acești medici au mai renunțat la ideea de a da pe bandă rulantă aceste scutiri, dar, sigur, totuși e un fenomen. Deci avem o situație foarte clară de chestia asta și poate că într-o ședință ulterioară putem dezbate chiar acest subiect. Să găsim niște contramăsuri. Da, mulțumesc, domnul Pădurariu. Două vorbe doar. Acum, în vedere că mass media are totuși un efect mare asupra disciplinizării, atât a populației adulte, cât și la cei care se formează acum, eu aș fi de părere că, având în vedere că marea majoritate a Consiliului Local fac parte din Consiliul de Administrație ale școlilor, cele două televiziuni pot veni în serviciul de Consiliul de Administrație, iar domnii director pot prezenta, în scurte cuvinte, și atunci se ia la cunoștință populația care are copii la școală, de absențe, din modul în care se comportă, de putare, în câteva cuvinte acolo. Atunci, în momentul când se apare pe post, omul știe, domne, uite, lunar se transmite ședința de Consiliul Local, dar este și o emisiune de 5 minute, de 7 minute, de 2 minute pe TV, unde se prezintă problemele pe care elevii și date chiar exemple din domnul director. Domne, elevul lui Pădurariu, nu putea regăsi, a fost găsit cu fumează sau cu face sau cu trege, știu eu. Cât se poate publica din... Și o cred că trebuie și biserica, și preoții trebuie să lucreze la asta. Pentru că... Da. Și pastorele, da. Să putem... Dar mai domnul Bici are ceva de lucru. Vă rog, cred. Vă rog, pe scurtare. Cum să vă zic, eu provin din sistem. Cunosc, de fapt, activitatea doamnelor directori și a cadrelor didactice în general. Și dacă în ședințele anterioare am stat liniștit și n-am prea discutat, acum pur și simplu nu pot să nu discut. Eu apreciez astăzi în mod cu totul deosebit rapoartele și prezentările făcute de toate doamnele directori aici, fiindcă ne-au deschis puțin mintea asupra unui domeniu de viață foarte important și complicat. E vorba de învățământ. Alături de învățământ, sigur, nu discutăm astăzi, dar la fel se poate discuta de sănătate, de cultură, dar învățământul este unul dintre segmentele de viață importante în societatea noastră actuală.
Apreciez în mod deosebit prezentarea făcută de doamna director a SANLI, pentru faptul că a prezentat oarecum comparativ datele, să vedem cam pe unde ne găsim noi cu singurul liceu pe care îl avem în sistemul de învățământ liceal din județ. Și, nu știu, ne mulțumește sau nu ne mulțumește, nu suntem nici prea prea, nici prea jos, nici prea sus, nici prea jos. Dar, nu știu câți dintre noi am reușit să reținem volumul de cifre imens pe care l-au prezentat toți directorii de școli astăzi. Și totuși, așa, parcă niște clipiri în acest sens ne atrag atenția. De exemplu, ne-a atras atenția cu liceul din județ, nu-i mai rețin numele, care și-a băgat în vata laureat 4 elevi. Normal ar fi ca atunci când judecăm activitatea unui liceu, să-l judecăm în felul acesta. Au intrat în clasa a noua, să zicem, 50 de elevi sau 2-3 clase, în bacalaureat să intre același număr de elevi, din care, evident, dacă activitatea este foarte bună, să pice la bacalaureat 2-3-4, un procent foarte mic. Nu se întâmplă așa. Dacă la un liceu, dita mai liceu, crețean, au intrat în bacalaureat 4 elevi, și ne atrage atenția. Și cu toate astea, eu apreciez colectivul acela de cadre didactice care a gândit-o în felul acesta. Domnule, din atât am reușit să facem, să ridicăm la nivelul bacalaureatului 4 elevi, atâția băgăm în bacalaureat și ați văzut că tot atâția au ieșit. Deci nu este un criteriu acesta câți băgăm în bacalaureat și câți ies. Deci rezultatele finale sunt în neconcordanță cu activitatea sau volumul complex de activități pe care îl desfășoară, să știți, cadrele didactice. Ați văzut, unii dintre domnii directori au intrat în amănunte să ne spună și ce activități și denumiri de activități. Cum să vă spun? Și dumneavoastră și colectivele pe care le conduc, câteodată se zbat pur și simplu ca peștele pe uscat cu anumite categorii de copii, de elevi, pe care vrea să-i ridice la un anumit nivel și nu reușesc. Nu reușesc pentru faptul că există alte cauze care determină acest lucru. În final, concluzia trebuie să ne ducă la faptul că avem un sistem de învățământ dezorganizat care nu poate rezolva problemele. Să știți că multe dintre probleme ne depășesc pe noi aici, la nivel local, atât pe cadrele didactice, și pe noi ca autoritate publică locală, că și noi sprijinim sistemul de învățământ, de sănătate, de cultură, dar câteodată nu reușim decât să depășim, adică nu reușim să depășim anumite momente. Uitați, de exemplu, se vorbește de naveta cadrelor didactice. Păi de ce este naveta asta? Fiindcă un profesor specialist într-o singură disciplină nu îl lasă legea, că așa e făcută legea, să predea un obiect care oarecum este apropiat de obiectul de bază, nu? El, dacă predea religie, să zicem, un simplu caz, trebuie să predea adărmănești pe la Tofteana, pe la Târgu Osna, pe la Slănic. Cunosc cadre didactice din acest domeniu care predau la 5 ore, ca să-și facă cele 18 ore. Pe când tot profesorul ăsta de religie, vă dați seama că nu a fost distanță mare de română și religie, ar putea foarte bine într-o școală să predea și română. Sau în istorie, sau... Deci măcar nu mă zic că n-a sigur că... Așa. Nu sunt măsuri pentru fiecare categorie socială. Noi avem situații destul de dificile la nivelul Bărmăneștiului. Dacă urmărim puțin structura elevilor pe care îi învățăm, vedem că sunt foarte multe categorii diferențiate pe elevi. Avem copii care au ambii părinți, sunt acasă, au servici și se ocupă în mod deosebit de copiilor și e foarte bine. Avem și copii care sunt doar cu bunicii aici, fiindcă părinții sunt undeva în lume.
Avem și copii care sunt bolnavi, au diferite carențe de sănătate și toate astea la un loc, la un loc, ne fac să avem ceea ce avem în sistemul nostru de învățământ de astăzi. Cu aceea, structura populației școlare este legată și de diferențierea aceasta de etnie, să zicem. Sigur, etnia romă primează, este majoritară. În alte localități sunt și alte categorii. Dar ce se întâmplă? Noi avem în Dărmănești etnii rome diferite. Nu putem vorbi în același fel de cei de la, din zona Brătulești, cu cei din zona Boiștea, de pe strada Vadului, sau cu cei din Păcuteni sau Juseni. Sunt oarecum diferențiați. E vorba de o anumită integrare. Ceilalți din Dărmănești, situația nu este a Dărmăneștiului, este la nivel de țară. Sunt oarecum mai integrați. Acum, cineva spunea, câte dumneavoastră spunea aici că poate favorizăm prea mult. Așa este, favorizăm prea mult pe anumite categorii, anumite structuri. Fiindcă, dacă într-o clasă, eu am predat și la Brătulești și de asta spun, într-o clasă avem copii de aici satului, să nu zicem român sau rom, și avem și din ceilalți, într-o clasă mică, care nu urcă, greu urcă la un număr de 15 elevi din clasă, avem niște copii excepționali, vă spun, excepționali, de-ai satului, de-ai satului. Doamna director știe că am mers de multe ori cu ei la olimpiade județene, am venit cu niște rezultate excepționale de acolo, dar am venit cu niște mențiuni. La nivelul unei școli mici, să vii de la județ cu o mențiune, este ceva totul deosebit. Copiii aceia s-au dus la niște licee. Sunt de excepție acolo. Putem să dăm și nu, dar o parte Magdare, da. Mai ales una acum, la 8-a. Sau... Sigur că da, foarte mulți. Așa. Dar pe ăsta care vine de la, din zona aceea, care nu putem spune că mai vine de la Gorda, m-au și ei case, vine în clasa acolo, nu are carte, nu are caiet, când îl întreb, dă din ume, profesorul caută niște soluții, îi ține cărțile acolo în clasă, încearcă să facă niște activități de pe ore, nu are cu cine. Acum, eu înțeleg integrare, fiindcă termenul ăsta de integrare, să știți că vine întotdeauna când se iste un fel de conflict social între cei de aici și cei care sunt la vârf. Zic să ne oprim ca să... Sigur că da. E vorba de... Da. E vorba de integrare, dar trebuie să fii și să și vrei să fii integrat. Nu? Sigur, eu mai am multe probleme aici. Punctul ăsta trebuia să fie un punct la ordinea de zi al ședinței, pentru că este interesant. Eu aș spune că pentru aceste categorii, sistemul social este de plină, fiindcă le dă peștele și nu le dă undița. Mulțumim! Eu zic că domnul Petre un minut și după aia domnul și eu am venit în domeniul învățământ de urmă de 5 ani, dar vreau să spun altceva. Mulțumesc tuturor cadrelor care în raza Dărmăneștiului au lucrat și lucrează cu mare și își fac datoria la locul de muncă. Cred că vinovat a fost după revoluții de sistemul, deci s-a schimbat total, cum și în viața de zi cu zi și la școală la fel. Am avut un învățământ, părinții care acum au elevi în școală de la Turgu, deci au fost rebuturi și înainte, sunt și elevii lor la fel, cum s-a avut și Pedigo. Vin din familii, deci dezorganizate, le plac șprițul, trăiesc cu alocația copiilor lor. Și ei, la fel, deci cum vorbesc în mediul de unde trăiesc acasă, așa cum și la școală. Deci profesorii întâmplă greutăți din partea lipsei de educație a părinților, elevilor care sunt. Ei se confruntă la școală cu multe probleme, care dar și am găsit, deci până la venirea doamnei directoare care este la Pobre, deci doamna Florian, cadre didactice care în timpul orilor, deci erau și stăteau la vârful în clasă, elevii mulți din prof au migrat la Comănești, că având elevii buni aici în blocul de situație era școlară mult mai bună sfârșit de an,
Dar când situația se prezinte bine la ora actuală în Popu, adică directoarea de acum aș face datoria, nu vă laud, și deci este elev în bază bine și asta e situația. Colegile mele au fost mult mai detaliate în expunerea lor. Mă tem că o să se supere de colegii mei de la liceu, că n-am prezentat și eu foarte multe alte concursuri și proiecte care se desfășoară și în cadrul liceului. Dar referitor la copiii de etnie romă, aș vrea să spun că un elev, dau doar un exemplu, un elev din etnie, care este elev la liceul nostru, vine regulat la școală. Este prezent la toate orele de forță și am notițe. Este îngrijit. Este obișnuit cu un program, nu știu dacă eu v-am luat bacalaureatul, probabil nu, dar să știți că eu consider un succes al școlii, al școlii gimnaziale și respectiv al liceului nostru. Pentru că important este ca noi să aducem plus valoare de acolo de unde luăm un copil. Important este să adăugăm ceva, chiar dacă nu reușim întotdeauna să atingem niște standarde. Facem imediat. Mulțumesc pentru invitație și aș dori să atrag atenția doamnelor și domnilor prezenți aici, că, de fapt, cuvintele au o putere foarte mare și că acestea pot să zidească sau pot să demoleze. Și de aceea vă rugăm să ne invitați mai des ca să clarificăm împreună. Mulțumesc, mulțumesc. Și eu sigur că acest gen de interacțiune între Consiliul Local și conducerile școlilor, eu îmi doresc să fie cât mai des, nu știu, la 3 luni, la 5 luni, la 6 luni, găsim de comun acord, sau în fiecare lună, dacă doriți, să avem o interacțiune deschisă, așa cum eu, sincer, mi-a făcut prezentările făcute de dumneavoastră, pentru că am luat act de realități. Așa cum se întâmplă. Mulțumesc, mă doresc. Stimați colegi, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 27.07.2017. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotriva? A trecut cu votul de unanimitate. 15 voturi pentru. Prezint rectificarea bugetului local de anul 2017. La ședința de comisie s-a votat în unanimitate comisie. Întrebări, dacă sunt. Sunt întrebări? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Cineva împotriva? Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind alocarea bugetului pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor cultural-artistice dedicate evenimentului Zilele Orașului Dărmănești. La fel, la comisie s-a aprobat. Dacă are cineva ceva de spus, domnul consilier Roman. Doar atât, vreau la Zilele Orașului Dărmănești să fie prezentată programa de desfășurare a lor, ca să știe cetățeanul din timp când și cum să-și planifice timpul de... Ce dată? 22? Data de 22, 23, 24 septembrie vor avea loc zilele orașului Dărmănești. Din timp vom prezenta acest program pe zile, fără niciun fel de probleme, și ca element de noutate, în data de 22 va avea loc și această sărbătoare 50 de ani de la căsătorie. Rog cetățenii care în cursul anului 2017 împlinesc 50 de ani de la căsătorie, da? Deci chiar dacă produtăm de până la 31 decembrie, să vină la primăria orașului Dărmănești și să depună acele, oricând să vină, să depună acele documente prin care să rezulte certificat de căsătorie și așa mai departe. Da? Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Se abține cineva? Sunt voturi împotrivă? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului de audiență acordat cetățenilor orașului Dărmănești de Turbacău de către consilierii locali. Da,
întrebat dacă sunt. Sunt întrebări în acest punct? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Trecem la următorul punct, ordinea de zi. Punctul numărul 5. Transformarea unei funcții publice vacante din structura aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești. S-a votat în comisii. Dacă sunt întrebări, așa, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotriva. 15 voturi pentru, a fost adoptat și acest proiect de hotărâre. Punctul numărul 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui reprezentant din partea OAT Dărmănești, județul Bacău, la adunare generală a acționarilor SECE-CRAB-ul S.A. S-a propus domnul arhitect șef să fie reprezentantul ATV-ului, domnul Apostol. Dacă sunt întrebări, da, supunem la vot. Cine este pentru? Sunt abțineri? Votul împotrivă. Trecem la următorul punct pe ordine de zi. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF obiectiv mixt a indicatorilor tehnico-economice și a devizului general pentru proiectul înființare centrului de zi pentru persoane vârstnice în orașul Dărmănești de Bacău. Dacă sunt întrebări, domnul consilier Brocu. Centrul de zi a persoanelor vârstnice va fi în aceeași locație cu centrul de zi al copiilor care e acolo la... Nu, nu este vorba de... Am înțeles ca centru, dar tot în locația de acolo. Ca zona în aceeași cintă. Dar nu în aceeași locuri. În aceeași locuri. Dar altcineva dacă mai are. Cine este pentru? Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă. Trecem la punctul 8 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin credințare directă a unui teren din domeniul privat al OAT Dărmănești în suprafață de 420 metri pătrați situat în strada Valea Uzului, localitatea Dărmănești, într-o Bacău. S-a dezbătut în ședința de comisii, ne-am edificat. Dacă mai sunt acum întrebări. Supunem la vot. Cine este pentru? Dacă sunt abțineri, votul împotrivă. Trecem la următorul punct ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Dărmănești. S-a dezbătut și acest subiect în comisii. Dacă sunt probleme sau ceva, s-a mai amintit cineva ceva ca să pună întrebare? Deci nu am nimic de comentat, supunem la vot. Amendamentele necesare. Da, amendamentul... Da, frumos, amendamentele necesare. Da. Cine este pentru? Dacă sunt abțineri, votul împotrivă. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea registrului local al spațiilor verzi în grădinul orașului Dărmănești, județul Bacău. Are cineva comentarii, vreau să vorbească cineva? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Dacă sunt abțineri, votul împotrivă. Următorul punct pe ordine de zi. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea domeniului public al orașului Dărmănești, însușit prin hotărârea Consiliului Local numărul 22/1999 și aprobat prin hotărârea în HG numărul 1347 pe 2001. Avizează Comisia de Urbanism și Comisia de Urbanism. Sunt discuții, nu sunt discuții. Au fost aprobate. Au fost aprobate acele denumiri a străzilor care urmea să le primim aici? Au fost aprobate. Au fost aprobate. Da. Mănăstirii Roilor Martiri. Au fost aprobate. Nu există nici. Până acolo nici pescar. Deci nu este pescar. Păi a fost discuția de aia pescar. Dacă sunt abțineri, voturi împotrivă. 15 voturi. Vă mulțumesc. Pauza dintre ei. Nu mă scrie la diverse. La diverse întrebare.
Trecem la subiectul divers și vă fac un slip. Doamna consilier. Traseelor care le-am făcut în satul, în satul Promul și telefoanelor primite la cetățeni, după ploile care au fost, sunt numărul foarte explicat, în partea dinspre biserică. Șanțuri, da, da. Și zona aia de pantă din stânga, de la pantă stânga, toată piatra a fost cărată și trebuie am omis când am aprobat acest proiect pentru să vă întreb pentru spațiile verzi. Am discutat că este ce este pe raza orașului Termănești, proprietatea primăriei. Dar referitor la acele spații care sunt private, ele cum vor fi prinse? Ca spațiu, acele două locații la rafinărie, parcurile... Acele două locații apar în evidența domeniului public a primăriei și ele sunt prinse ca spații de 2006 vândut, pentru că era în evidența noastră, în domeniul public, este acea hotărâre de guvern. Și la acest moment, parcul respectiv este prins ca spațiul urban. Deci acolo trebuie să rămână spațiul verde. Iar până se reglementează spațiul verde, iar până se reglementează spațiul juridic, el așa pară unul. Da. Mulțumesc. Domnul Tutucă, da? Domnul a mai ridicat o dată problema să se facă gardul așa la acolo domn primar. Începe credința acum. Sunt lipse, scânduri de pe gard. Câini, să domnul Victor intervenim pe partea asta. De face gard ce mai bine. La rafinerie. Am avut ocazia într-o zi, m-am oprit și eu cu mașina, unul de Dâmbovița, unul de Ilfo. Ne-am oprit amândoi în gropile respective. Eu, cât mai sunt acolo, 400 de metri, câteva gropi care pot fi pus în niște bitum, ca să nu mai facem sală printre ele. A ridicat problema și din localitate, multe persoane. A rămas exact numai intervalul cealaltă. Ideea era ca și în zona respectivă să venim cu un strat de tratament de la sunt foarte multe geografi acolo și foarte dese și nu prea au eficiență. Atunci am venit până aproape acolo. O să vedem ce soluții găsim și noi. Și demontat ventile de străzi pentru apa potabilă. A fost anumite intervenții, s-a oprit toată apa în localitate sau în satul respectiv. S-a ridicat problema mai de mult. Acum că referiți la niște bani de secționare, da? Dacă reușim să ne facem targetul de încasări, în luna viitoare vom avea o rectificare și peste asta. La momentul ăsta am cerut celor de la CRAB să vină și cu ceva, cu o mică parte, din păcate, la momentul ăsta nu avem niciun fel de sprijin din punct de vedere financiar al CRAB-ului. Avem câteva străzi la care a înghețat apa în iarna din 2016-2017, nici măcar acolo niciun fel de intervenție financiară. Noi ne-am arătat disponibilitatea cu utilaje, cu parte din bani, dar deocamdată nu avem niciun punct de vedere favorabil din punct de vedere al scapului. Partea stângă, Pietre Valea, unde s-a asfaltat acum, da. Mi-a ridicat problema niște nouă de lume acum, pe partea stângă, deci au rămas anumite gropi. Când a venit ploaia de la blocul de sus, din încoace, n-am nicio traversare, sunt în canalul ăsta la, pe partea asta la Antara. Vine tot mai jos aici. Nu face traversare, acolo n-a fost traversare. Păi n-a fost, dar până aici ajuns... Și poate găsim o soluție... Va rămas vreo fricerea de ce... Eu corectăm și venim cu deversare până în dealul mare. Exact. Până în dealul mare, fie acolo trebuie găsit o soluție, că traversarea peste asfalt nu face. Dar nici nu este de acolo, de sus, de acolo. Sunt rude cu anumite persoane care acum o săptămână au trecut din niște momente încă mai plăcut de mărătă la acel incendiu de la Aligați pe țară. Voi invita în permanență pentru cei aflați în nevoie și în greutăți. De-aia vă rog ca noi consiliu și dumneavoastră, domnul primar, să încercați să îi ajutați pe cât posibil, pentru că sunt persoane în vârstă. Iar ceea ce privește declanșarea acelui incendiu, pentru că au fost diferite voci care au susținut anumite lucruri, nu tot mai greșe. Țin să vă spun și știu bine ce vă spun.
că a avut doar o neglijență și un foc pus anume, cum s-a vehiculat în unele medii. Asta era vina. Să mulțumesc, în primul rând, pompierii au fost foarte mari de fân acolo și alte materiale combustibile. Dacă s-ar fi întârziat cu intervenția acolo, sigur, nu se va sigur, aștept să-mi vină toate evaluările și vedem într-o ședință ulterioară cu ce putem ajuta familia. În data 26, cum a durat domnul președinte? În data 26 a fost, a avut loc, conform tradiției lor, la Valea Rosului, comemorarea unor eroi. Iar eu nu am nimic împotrivă ca să-și comemoreze eroi. Ce mă intrigă este faptul că noi nu le urmăm exemplu, iar crucele care cândva aminteau de eroii noștri au zăcut sau încă mai zac de când râul lui Șobete. Aruncați de cei care își comemorează la oameni da. Eroi. La acest moment am făcut demersuri pentru a declara acel cimitir internațional. Sunt făcut de demersuri, am avut chiar să făcut o discuție pe tema asta și prezența noastră va fi activă în zona asta. Legată de această sărbătoare, cu câteva zile pregătătoare date 26, au fost câțiva oameni de bine. S-au mobilizat și au reparat drumul de la Coada Lapii și până la Valea Rosului. A fost un ca nu tocmai complex, dar au reușit. Da, 123 și sunt promisiuni în acest moment, că în momentul în care va începe șantierul pentru asfaltarea celor 6,3 km, se va interveni pentru refacere cu balast și zona de la Colomeți până la limită de județ. Ar fi minunat și trebuie avut în vedere și acele poduri care au fost făcute la nivelul anului 1970, care poduri făcute pentru mașini de 10 tone, atât erau mașini de la tonajul la acea vreme, iar la ora actuală, pe podul la coada lacului, care are, cred că, vreo 30-40 de metri adâncime, trec mașini cu 40 de tone. Pe traseul până la limita de județ nu va rămâne așa cum e acum, pentru că, sigur, prin drumul județean, și cerințele legislative s-au modificat foarte mult. Mie spunea pescar care a stat cu podul la coada lacului și de la pescuit, a plecat de acolo, nu este să mai stau aici. Nu. În momentul în care trec mașină, trec mașină mai cu... Veți vedea și chiar puteți să vă uitați în proiectul de studiu de fezabilitate făcut pe DJ-123, absolut la toate aceste pluri se trebuie de intervenții serioase. Da. O altă problemă este acest drum de la Pestalea Energiei cu intersecția cu strada Chimiei și până la pod la Bratul. Felicitări cu ceea ce ați făcut de la Bratul la, până în fața cu la Maraj, drumul care trebuie intervenit toate primarii. Este, vă spun, cred că ar fi mai bine decopertat în anumite porțiuni și cu rotul este strada Forestierului, să vă spunește asta. Aia. Eu am văzut în vedere a unor specialiști, mi-a recomandat să decopertăm și să venim cu stradă de tratament luminos. Soluția de a coroba în zona respectivă nu ține mai mult de mine. Tot în așa, dacă vreți să faceți probele alea, cu siguranță în decembrie gropile vor arăta la fel sau chiar mai mari decât sunt acum. Da. De asta ultima problemă, am observat că s-a început o campanie susținută, nu agresivă, de colectarea sumelor restante la primărie, ceva firesc în fond. Întrebarea mea, cum procedați cu etnia romă, care cred eu și nu cred că mă înșel? Eu nu am spus de tratament special pentru etnia romă sau pentru alte... Nu am spus că aveți. Absolut toți cetățenii de pe raza orașului Dărmănești care rezistează debite la serviciul impozit și tase sunt înștiințați, în primul rând, că au acele debite, unii vin și se informează să vadă, unii chiar nu știu că au acele sume de plată. Cei de bună credință vin și își achită. Există și varianta atunci când nu sunt sau nu au resurse financiare suficiente să încheiem acel angajament de plată și cetățeanul vine și plătește lunar o sumă care de un acord o stabilim. Cei care nu dau răspuns, eu știu, favorabil, să zic, sunt somați, copii și așa mai departe. Cu cetățenii de etnie romă avem exact același tratament. La acest moment, o parte dintre ei au angajamente semnate cu
serviciul impozite și taxe, plătesc lunar o sumă mai mare, mai mică. Unii dintre ei, sigur că nu sunt, nu au răspuns pozitiv și la acel moment n-au plătit nimic, dar avem formele de executare simplită pe care le punem în operă. Da, somații, copii și așa mai departe. Vreau să vă spun că la momentul discuției, să zic așa, 10%, 15% din cetățenii de etnie romă care au debite la acest moment, sunt în plan, plătesc. Deci 10-15%. Sunt oameni care au o singură persoană peste 30.000 de RON. Deci, și persoane cu peste 30.000 de RON de plată de etnie romă sunt peste 50. Adică, vă dați seama, peste 50 de persoane au de etnie romă, au fiecare câte 30.000 sau mai mult de 30.000. Da. Deci nu plătește anul care nu plătește, anul care nu plătește. Dar ideea este că legea și legea ne obligă să facem aceste măsuri de, de recuperare a sumelor, că ele nu se șterg decât prin deces. Și alea o parte, amenzi și așa mai departe. Mulțumesc frumos! Aș avea și eu. Doamna Petru? Poftiți, domnule. Țin să-i mulțumesc domnului Binoar pentru domnului Buzatul că s-a făcut plombarea sub port, acolo nu se putea merge cum a se vrea grozul. De asemenea, s-au pus balastru dincolo de port. Era nevoie acolo. Ceea ce vreau să vă mai spun dumneavoastră, bine, și foarte mult. Cu trecerea tonajului cu lemne de acolo. Este normal să treacă, eu cred, trebuie să care marca la acolo. 7.5 da, 7.5 tonă. Dar lui vor continua să treacă. Chiar și ieri am avut o discuție cu firma care exploatează lemn acolo. 7.5 tone în zona caselor, da, iar de la drumul roșu pot să-și aducă remorca acolo și să facă transportul. Era un spital. Am auzit un traj pașul Gigi acolo, o mașină. Știți că nu au respectat, firma respectivă nu a respectat și a fost amendată și sunetul de sistem. Oamenii au mai bună dreptate. Acolo vreau că a trecut iarăși în mașină. Pentru noi prioritar sunt cetățeni. Da. Altă problemă ce vreau să vă spun, o ridic așa la Nicodină, ulița aceea este la Bartolomei, Jigul la Sueca. Sunt Petrunici acolo, zbărnuit greu de punct. Sunt probabil doar recomentări. Balastul de bară, acolo la coborâre. Acolo cum se lăsate și vine apa în curs ziua. Dar acolo e de bază. Se poate. Da. Și totuși, și mai este o problemă, dacă o să aveți magadanul ăsta și va rezista, dar Dumnezeu asupra ei, să meargă bine acolo, eu aș propune de acum, deci până la biserică se pune... Am luat în calcul pentru anul viitor și da. Veți vedea proiectul de buget pe care noi îl gândim pentru 2020, sunt străzile. Și pe o parte din străzi vom interveni cu asfalt, da? Și pe o parte cu tratamentul ăsta... Da, nu, dar e ușurile astea, este ulițele care nu se cerc în lemn, da. În care așa mai trebuie. Deci anumiți doar siguranță de simt ce acolo. Și în restul ce mai trebuie, cum mai trebuie. Da, mulțumim, doamna, pentru că vă mulțumim. Doar câteva probleme aș vrea să ridic în această ședință. În urma audiențelor care le-am avut în traseu, foarte multe persoane spun că disciplina ciobanilor care pozesc coile toată mărginimea Dărmăneștiului, lasă de dorit, adică nu respectă proprietatea. Ei au închiriat un lot de la un cetățean, un lot de la un cetățean, dar peste la altul care nu l-a închiriat, trece dintr-o parte în alta și, domnule, noi am pe accept de la primărie să instalăm aici stâna, să facem ce dorim noi, că am închiriat 2 hectare de teren pe Pânca. Zic, de aici zic că și cetățenii au zis că au depus plângeri la poliție, la poliția locală, n-au primit răspuns. Da. Ciobanii continuă să-și facă... Știu foarte bine cazurile. Știți că noi, primăvară, am aprobat da. Hotărâre de Consiliu cu un regulament. Dar acel regulament nu este respectat nici, întru totul, nici de cetățeni, nici de ciobani. Au venit, adevărul că undeva pe la mine, au venit la mine cetățenii, împreună cu o parte, cu ciobanii, și am spus, domnule, am... Sunt de acord că am închiriat în lumea Ion terenul respectiv. Dom'le, mi-aduce o schiță, dar nu mai aduc schiță, că nu mai plătesc, că nu știu ce. După 2 luni de zile vine același cetățean și spune, păi știu, dom'le, că m-am răzgândit, nu mai sunt de acord.
Păi ai semnat odată pe document împreună cu Ciobanul și cu ăsta, asumă-ți toată treaba. O altă, să zic așa, neclaritate și noi în situația asta dăm amendă și la unul și la altul. Până se lămuresc ei, l-am sancționat și pe ăla și pe ăla. Ciobanii, cu siguranță, nu sunt serioși o parte dintre ei și au închiriat 2, 3, 4, 5 fânețe și încă 7 nu și se duc și... De fiecare dată când am fost sesizați, eu am trimis poliția locală acolo și chiar poliția națională, să știți că sunt amenzi foarte multe date. În vara asta, pe coșunatul ilegal, nu știu, sunt 25, 30, 40 de amenzi. Ne așteptăm acum ca să avem încă un val de sesizări cu coborârea urilor de la munte, pentru că noi am spus 15 septembrie și se talonează terenul și s-ar putea ca să vină mai repede. Cu siguranță și în situația în care acești crescători de oi vor veni mai repede, vor suferi, eu știu, rigorile legii, pentru că nu s-au cosit încă toate fânețele, încă mai sunt otăvuri pe deal și n-au ce căuta. Deci până pe 15 septembrie n-au ce căuta. Cetățenii care știu că au, eu știu, au fost în situația de a fi defavorizați, acești crescători le-au încoșunat să vină să adreseze și... No, deci am avut cazuri 10, 15, 20 de cetățeni care au venit și au spus, da, domnule, mi-a încoșunat ilegal. Și eu am o singură rugăminte. Faceți-le scris, răspund, poliția locală, să-i facă răspuns la scrisoarea care a trimis-o cetățenii. Să-i comunice, domnule. 30 de zile, da. Fiecare nu știu răspuns. Nu știu să ei au zis că nu. Noi am stabilit acum un program de audiențe pentru consilieri. Eu, în calitate de consilier, ascult doleanțele cetățeanului, dar tot la dumneavoastră îi trimit, pentru că sunteți în măsură și cunoașteți problema. Haideți să vă spun, avem un program electronic de registratură. Orice fel de cerere înregistrată la Primăria Dărmănești apare acolo în registru electronic și trebuie să primească un răspuns. Dacă în termen de 30 de zile ea vine la primar sau la viceprimar, da, se duce pe un circuit. Noi o redistribuim către poliția locală sau la cine se duce. Dacă în termen de 30 de zile nu se răspunde favorabil sau nefavorabil la acea cerere și nu apare documentul de ieșire către cetățean, în registru electronic apare acolo un roșu. Adică, doamne, n-a răspuns. Și cineva va de unică, de ce n-ai răspuns? De asta vă spun că... Așa spune circuitul documentului este bine pus la punct și e posibil să fi rămas vreo una vreo adresă în asta. Ori nu este în alea 30 de zile sau 30 de zile, nu, de prins toate sunt. Ori n-au trecut cele 30 de zile să primească răspuns, ori cetățeanul a uitat că a primit. O altă problemă, din analiza care am avut-o cu școli, rezultă, cum spun, mulți copii din Bistrița sunt veniți la școală la... Asta... Nu, ați înțeles greșit. Părinții sunt din Dărmănești și au pornit cu căruța în loc. Și doamna naște la, nu știu, la Ardeoaie. Eu revin la aceeași părerea mea de Bistrița. Nu sunt copii din Bistrița veniți la școală. Trebuie să instituim un regim. O combinație între administrația locală, între poliția locală, poliția națională, să cunoaștem aceste persoane din mediul rom. Sunt foarte multe pe care nu le cunoaștem. Nu le cunoaștem. Acum mai era un exemplar, domnul Stanciu, care cunoștea ca persoană. Păi și la pensie cu tot cu știință, că n-am putut să predea la nimeni ce are în capul și am rămas foarte descoperiți. Eu ridic această problemă pentru că și dumneavoastră și noi toți consilierii ne vom bate de aici încolo mulți ani cu această etnie romă, care ne încalcă. Da. O altă problemă, tot în acea zonă, problema câinilor vagabonzi. Da. Încercați vreo unul să trece seara acolo pe jos și să-l spuneți dacă puteți. Peste tot. Nu se poate. Deci, peste tot. E rămâne o problemă deschisă. Am mai încercat, am mai zis-o, să totuși să o facem național problema. Că e peste. Nu vin acolo să... Nu vin. Trece de astea ca trebuie să... Să ne ocupăm. În măsura cu problema să nu ocupăm. Nu, predicatul se știe. Da, știu. Am uitat ceva. Subpun varianta aia care începea de școală. Nu, dar... Dar ce este? Nu, am uitat. Am omis. Subpun varianta aia care e de școală și nu e în drog. Dar poți niciodată. Domnul Roman, ați felinat? Da. Da.
E cineva care să scrie la cuvânt. Las minte să vă spun și eu, n-am încheiat ședința, domnul primar. Vă rog, domnul. Pe calea Trotușului este șoseaua care trece pe Îndărmănești și nu prea este îngrijit. Am văzut pe la persoane de la Social, de la 416, care curățau alte zone. Domnul Național, da, domnul Național. Ca și propunere, ar trebui mai insistat pe calea Trotușului, deoarece acolo trec foarte multe mașini care traversează Dărmăneștiul și atunci impactul Dărmăneștiului e foarte negativ. Vezi șoseaua și șansele. Avem un grafic de intervenție pe fiecare zonă. Acum vegetația crește relativ. Da, de da, da. Și destul de... Urma, am intervenit pe calea Trotușului să se colega noastră, doamna Stoica, a pus ceva despre niște drumuri după ploi, parcând în sală. În aceeași situație, strada Poian, în zona bisericii, știți că e Panta Mare. Acolo s-au format niște părgate de, așa, ghiocele, acolo tot ce e în pantă și știți foarte bine, în vara asta am intervenit cu soț și am dat o bandă de bani acolo, la prima paie s-a dus la... De asta cred că pe anul viitor vom merge și pe străzile astea. Trebuie că se pot face cu soluția asta, cu tratamentul ăsta, pentru că fixează piatra și nu mai... Toată piatra aia spart, am dus-o în șanțul betonat și am fundat alte cele. Mulțumim domnilor colegi, consilieri. Încheiem ședința. Mulțumesc.